Elevii s-au întors de luni la școală, însă aceștia, împreună cu cadrele didactice, trebuie să respecte câteva recomandări venite de la Ministerul Educației. În contextul alertei de gripă din România, copiii și profesorii vor trebui să poarte masca de protecție la orele de curs. Totodată, Ministerul Educației recomandă inspectorilor școlari să sprijine școlile pentru a continua procesul educațional în condiții normale. Mai exact, inspectoratele școlare trebuie să colaboreze cu direcțiile de sănătate publică. Inspectoratul școlar are obligația să colaboreze cu direcția de sănătate publică și o facem deja. Avem o adresă din partea acestora, din partea dumnealor, din partea instituției. Părintele trebuie să ne înțeleagă că atunci când copilul are o stare gripală, acuză o stare gripală, nu mai vorbesc despre semne că sunt cunoscute, cred, de oricine, copilul poate lipsi de la școală în ziua aceea, în zilele acelea, până când copilul se restabilește complet, pentru că îi punem în pericol și pe ceilalți și atunci ar trebui să închidem clasele, să închidem școlile din nou. Nu vrem să ajungem acolo sub niciun fel de formă. Mai mult, Ministerul Educației recomandă și realizarea unui triaj zilnic, atât de către familii, cât și la intrarea în școli și grădinițe. Potrivit inspectorului școlar general al ISJ Telorman Sorin Ilie, cei responsabili de a verifica starea de sănătate a copiilor sunt în primul rând părinții. În Telorman nu toate școlile dispun de cabinete medicale. Părintele cu medicul de familie, în colaborare, se pot rezolva. Medicul școlar nu cred că poate să învingă. Cum nici, aduceți-vă aminte, nici în perioada de COVID. Au făcut destule, dar nu poate să asigure acest triaj. Ei intervin în școli, sunt convins. Acum sunt plecați în școli să facă un triaj. În Telorman, unitățile de învățământ au luat deja măsurile necesare pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor. Au fost dezinfectate toate sălile, au fost dezinfectate pupitrele, scaunele, aerisite clasele foarte mult și astăzi de dimineață am văzut că toate clasele aveau ferestrele deschise pentru aerisire. Le-am recomandat copiilor și părinților să nu-i trimită la școală dacă sunt bolnavi, dacă manifestă semne de răceală sau viroză sau gripă, și le-am spus acelora care totuși au mici sensibilități sau încă nu au fost vindecați suficient să poarte mască. Pe perioada vacanței am dezinfectat toate sălile de clasă și pentru astăzi, la prima oră de curs, s-a efectuat triajul. Copiii au găsit în sălile de clasă din nou măști, substanțe dezinfectante. Le-am explicat ce înseamnă igiena personală, că trebuie să se spele foarte des pe mâini, le-am explicat cum trebuie să strănute sau să tușească. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Educației Ligia Deca declara în cadrul unei conferințe de presă că este exclusă suspendarea cursurilor sau trecerea în regim online ori în sistem hibrid.